Fericiți că își vor primi banii cu o săptămână mai devreme, pensionarii care trebuiau să intre în posesia banilor pe data de 14 s-au prezentat pe 7 decembrie la oficiile poștale. Entuziasmul a pierit repede pentru că poștărițele i-au informat că pensiile se vor achita după data de 11. Cei mai mulți deja își făcuseră lista de cumpărături. Dumneavoastră, dacă erați pe 14, trebuia să primiți pensia pe 7. Da. Ați primit bani? Nu. Nu. Mai pe 14 o luăm. 14-15. Da, a spus că pe 7 nu. Nu, că n-au intrat pe card. Da, auzeam că ne dă mai înainte. Și nu v-au dat? Nu. Dacă pe 7, dar nu le-a băgat. De ce credeți că nu le-a? Eu am încercat aseară și nu era. Pe de altă parte, reprezentanții casei de pensii afirmă că au făcut plățile. Până în momentul de față, instituția noastră, respectiv Casa Națională de Pensii Publice, a trimis toate sumele necesare pentru achitarea pensiilor pe luna decembrie. Mai departe, rămâne ca oficiile poștale să distribuie pensiile tuturor beneficiarilor în funcție de grila proprie pe care o au acestea. Planurile pensionarilor au fost năruite chiar înainte de sărbători. Oamenii se simt înșelați și nu înțeleg de ce nu au putut intra în posesia banilor cu o săptămână înainte, așa cum li s-a comunicat inițial.